Mergem aici super aproape de șosea. Purtarea moștei, ok, Lunița. Pe bilet de avion dus întors din Iași cu Wizz Air am plătit fantastica sumă de 50 de lei. Dar ne-am dat seama că noaptea nu circulă trenurile, sunt foarte puține autobuze. Pe ecran, cum se cheamă hotelul, vila de fapt, noi am fost foarte mulțumiți. Neața, neața, de aici, de la cazarea noastră de lângă aeroport. Este ora 5:40, cam așa. Noi avem zborul la ora 8:20 înapoi către România și avem de mers pe jos până la aeroport cam 2,4 km. Aproximativ, cred că o să facem vreo 40 de minute. Afară e destul de fric, sunt 6 grade și am pus gluga în cap. Hai să plecăm, să vedem, ajungem la timp, nu ajungem. Eu zic că ne încadrăm cu timpul. Am pornit spre aeroportul Orio al Serio. 2,4 km. Let's go! După cum am spus și aseară, suntem într-o zonă industrială. Lângă aeroport am stat la o vilă, iar noi am stat la o cameră de la parter. Trecem pe sub o pasarelă. Iar aici e bezna, am dat drumul la blitz, să vedem și noi ceva. Și aeroportul este acolo. Mergem aici super aproape de șosea. Trec mașinile cam aproape de noi, dar nu avem ce face. Pentru că nu este pasaj pietonal. Încă 10 minute și ajungem la aeroport. Cu toate că e frig, ne-am încălzit de la mers. Asta pe unde mergem noi acum este o zonă specială doar pentru biciclete. O să intrăm în tunel pe sub autostradă. Am ajuns la aeroport. Acum trebuie să găsim terminalul nostru ca să putem să facem securitate. Am făcut 40 de minute până la aeroport, fix cum a spus Google Maps. Check-in-ul l-am făcut online, acum mergem să trecem de controlele la bagaj. Gata, am ajuns în dreptul porții. Mai avem de așteptat cam 20 de minute și ne urcăm în avionul spre Iași. Sunt așa de obosit, n-aveți idee. Azi noapte am dormit doar 4 ore, iar când o să ajung acasă în Iași, trebuie să bag muncă până pe la 5-6. Gata, ne-am pus la coadă să ne îmbarcăm. Trecut de controlul de la poartă și așteptăm să ne urcăm în avion. Am prins locul de la ieșirea de urgență și avem super mult loc în picioare. Am trecut rapid de securitate, din moment ce nu se mai cere nici vaccin, nici test. A durat foarte puțin, iar acum trebuie să chem un Uber să mă duc acasă.
gata, am coborât din Uber. Mă duc sus în apartament să mănânc ceva, că mi-e foame de nu mai pot. Gata, dragilor, m-am întors și eu acasă. Mi-am scos S10-le de la naftalină și mi-am notat aici câteva chestii pe care vreau să le împărtășesc cu voi ca un mic overview asupra întregului itinerariu pe care l-am avut în Milano, Bergamo și Como. Punctul numărul 1, COVID. Noi când am fost încă erau restricții în vigoare în Italia, mai ales purtarea măștii. Ok, Lunița. Revenind, primul punct de pe listă este COVID. Noi când am fost încă au fost restricții în vigoare în Italia, mai ales masca obligatorie la interior. Ni s-a verificat tot la fel la interior codul QR pentru vaccin, dar din ce am înțeles în curând, cum s-a întâmplat și în România și vor scoate restricțiile, așa că, na, dacă te uiți la video-ul ăsta imediat după ce l-am postat, e posibil ca ceea ce am vorbit încă să fie valabil sau nu. Așa că cel mai bine, intră pe site-ul MAE, Italia, și vezi acolo dacă mai sunt sau nu restricții. Punctul numărul 2 este transportul. Legat de transport, noi ne-am deplasat în fiecare zi cu trenul, măcar de două ori, de fapt cred că de două ori în fiecare zi, și anume, când am aterizat, noi am aterizat în Bergamo și a trebuit să ne întoarcem către Milano, unde am avut cazarea. După aia, în ziua 2, am avut dus-întors Milano-Como, iar în ziua 3 am avut un singur drum din Milano înapoi către Bergamo pentru a putea ajunge la aeroport. Ca și idee, un bilet dus-întors cu tren regional care a mers noi costă aproximativ 5 euro de persoană pe segment, adică dus-întors te ajunge 10 euro, ceea ce mi se pare un preț foarte ok. Iar pentru transportul din orașe, un bilet de metrou era 2 euro sau 2 euro jumate, depinde dacă vrei să-ți iei pe o singură călătorie sau dacă vrei să iei, nu știu, un pass pentru 4 ore. În toate mijloacele de transport în comun, nu în tren, puteți să vă achiziționați biletele direct din autobuz sau din tramvai, deci, na, ori folosiți aplicația ATM pentru Milano sau ATB pentru Bergamo, ori, având un telefon sau un card la voi, puteți să cumpărați bilet pe un singur segment. Imediat ce vă urcați în autobuz sau în tramvai, sunt acolo niște tonomate, deci e foarte flexibil. Și bineînțeles, trebuie să vorbim și despre mâncare, nu? Da, după cum probabil v-ați dat seama, mâncarea este super bună în Italia. Cam peste tot unde am mâncat, cred că mi-a plăcut mie personal, doar că, na, vă dați seama, sunt și unele restaurante mai bune, altele mai slabe. Singura, mi-am amintit acum, singurul loc în care nu mi-a plăcut a fost acea pizza pe care am mâncat-o în prima seară când am ajuns în Milano la restaurantul acela cu tematica auto, când am mâncat lângă mașinuța aceea. Nu mi-a plăcut pentru că noi am comandat o pizza capriciosa de fiecare, dar na, meniu fiind în italiană, nu ne-am dat seama că pizza capriciosa avea anșoa, ceea ce era, a fost foarte sărată și mie unul nu mi-a plăcut, dar na, dacă am dat anșoa jos și după aceea pot să zic că a fost decent. În rest, mâncarea foarte ok. Prețurile diferă foarte mult, la fel ca în orice oraș, cu cât ești mai la un restaurant mai aproape de un obiectiv turistic, nu știu de ce mă tot bulbui, prețurile vor fi mult mai scumpe. Ca și idee, am mâncat în galeria din Milano la un restaurant și am dat 28 de euro pe o porție care consta într-un șnițel și niște cartofi, și în alte părți din Milano meniurile erau 12 euro, 14 euro, adică na. Bineînțeles că depinde și zona în care mănânci, dar cred că vă dați și voi seama că mâncarea nu prea e cum să dai greș, mai ales dacă îți comanzi pizza, paste, fructe de mare sunt foarte bune, mai ales fructele de mare sunt foarte proaspete, deci big like Italia.
Hai să discutăm acum un pic și despre arhitectura orașului Milano în special, pentru că la Como și la Bergamo e altă discuție, sunt orașe mai istorice, adică Bergamo și Como au clădiri vechi, arhitecturale, dar, mă rog, arată foarte bine. În schimb, orașul Milano, mie mi s-a părut foarte future-proof, să zic, au foarte multe clădiri, office sau nu știu, blocuri de locuințe foarte moderne, foarte noi. Am văzut și niște clădiri având un design mai aparte. Oricum, orașul Milano se știe ca fiind un pionier al designului nou și eco-friendly, foarte multe clădiri proiectate ca fiind mixed use, adică au toate, în complex, practic ai acces la toate facilitățile de care ai nevoie, nu știu, sală, frizerie, zonă de relaxare, chestii de agrement și așa mai departe. Este un oraș foarte contrastant față de ce am mai văzut eu prin Italia, mai ales este foarte diferit față de Roma. Roma, tot stilul acesta vechi, foarte multe clădiri istorice, în schimb, în Milano. Mi s-a părut că nu se axează pe partea asta. Este o comparație ca și cum ai compara Madrid cu Barcelona. Madrid e mai curat, clădiri mai bine îngrijite, mai noi. Barcelona e mai gotic, așa să zic, mai random, cu elemente mai, nu știu. De exemplu, sunt foarte multe clădiri cu graffiti pe ele. În Madrid nu e cazul, nici în Milano. Deci Roma și Barcelona similare comparativ cu Milano și Madrid din punctul meu de vedere. Următorul punct de pe listă, oamenii. Da, știu, poate pare o secțiune mai dubioasă de trecut și de povestit, doar că din punctul meu de vedere, în locurile în care mergi în afara țării, contează într-o oarecare măsură și cât de prietenoși sunt oamenii, cât de ușor te poți înțelege cu ei în limba engleză, și așa mai departe. Și am fost plăcut surprins din nou, după ce am mai vizitat pentru a treia oară Italia, că și în alte zone, mai ales cele din nord, oamenii sunt la fel de prietenoși ca în sud, cu engleza se descurcă destul de bine, mai ales pe la restaurante sau la obiective turistice, înțeleg, chiar aș putea spune foarte bine engleză, la fel și șoferii de Uber, taxi, controlorii din tren, tot la fel, se descurcă foarte bine cu engleza, ceea ce este un big thumbs up. Oamenii sunt foarte prietenoși, deschiși, intră în vorbă cu tine, deci Italia, din punctul meu de vedere, este o țară foarte friendly cu străini, mă rog, în orașele turistice sunt conștient că poate dacă mergi într-un sătuc unde acolo n-au auzit de sau n-a pus picior niciun român acolo, ceea ce e cam imposibil că nu i-am plecat peste tot, sunt șanse ca oamenii să nu te primească la fel de bine, dar în Milano, Bergamo și Como n-am avut problema asta. Bun, următorul punct care cred că vă interesează pe majoritatea dintre voi sunt costurile. Cât am cheltuit în Milano, Bergamo și Como. Practic tot itinerariul am avut 3 zile pline. O zi am petrecut în Bergamo, o zi în Como și o zi în Milano. Deci, pe bilet de avion dus întors din Iași cu Wizz Air am plătit fantastica sumă de 50 de lei. Da, nu, pur și simplu eu nu am avut în plan să ajung în Milano, eram pe site-ul Wizz Air cum mai fac de obicei și mă mai uitam la prețuri și am găsit zborul ăsta Iași-Milano 50 de lei și a fost și zbor de weekend, adică știți că de obicei biletele cele mai ieftine sunt în curs săptămânii. Nu, era zbor de weekend, dus întors 50 de lei. Ca idee am dat mai mult pe Uber de la apartament până la aeroport și de la aeroport la apartament. Deci, foarte bun preț. Hai să vedem și cazarea. Cazarea m-a ajuns 775 de lei.
doar pe mine, pe Gabi la fel, și am stat cazați în Milano, iar seara înainte de zbor am fost cazați în Bergamo, cred că ați văzut și voi în vlogul anterior, cum arată atât cazarea din Milano cât și cea din Bergamo. Ce pot să... un mix sfat pe care noi era să ne cam luăm țeapă cu el. Noi când am făcut rezervarea la cazare, nu ne-am gândit că ar trebui în ultima seară să fim cazați în Bergamo. Și de ce ar fi trebuit să stăm cazați în Bergamo? Pentru că noi aveam zborul din Bergamo către Iași la ora 8 dimineața. Noi inițial ne-am gândit că na, plecăm pe la 3 noaptea din Milano și o să ajungem, o să fie ok. Dar ne-am dat seama că noaptea nu circulă trenurile, sunt foarte puține autobuze, în Bergamo sunt probleme cu mijloacele de transport în comun și nu numai, adică la fel noaptea nu prea circulă autobuzele, taxiuri foarte puține, Uber la fel în Bergamo, așa că am făcut check-out cu o zi mai devreme din Milano și ne-am luat o cazare pe ultima 100 de metri în Bergamo, lângă aeroport, ca să ne fie mai ușor să ajungem la timp la aeroport. Acum așteptăm, am făcut o cerere de refund la Booking pentru ultima zi, pe care noi am plătit-o deja, pentru că cei de la hotel ne-au spus că pot să facă refund fără nicio problemă, doar că mai întâi trebuie făcut procesul cu Booking-ul. Deci dacă am primit refund, în loc de 775 de lei în total pe cazare, ar trebui să mă ajungă undeva la 620 de lei, ceva de genul ăsta, cu refund-ul primit pentru ultima zi. Mi se pare un preț foarte ok de persoană, în condițiile în care am stat cazat tot timpul în Milano și în Bergamo, aproape de aeroport. Mai departe, pe transport în comun am dat aproximativ 45 de euro, ceea ce cuprinde tren, autobuz, tramvai, metrou, deci în total pe toată perioada 45 de euro. Pe mâncare am dat 140 de euro, n-am făcut un calcul exact să vă zic în ziua 1 am plătit atât, în ziua 2 am plătit atât, dar dacă vă uitați pe vloguri, puteți să vedeți cam în mare ce am mâncat la restaurant. Au mai fost și chestii pe lângă pe care le-am luat, cum ar fi, nu știu, o sticlă de apă de la un mini market sau un suc sau na, o înghețată, dar overall calculul 140 de euro și am mâncat cam ce am vrut și unde am vrut și am încercat să iau chestii tradiționale, care de obicei astea sunt mai scumpe. Adică dacă mi-aș fi luat numai, nu știu, pizza și paste clasice, probabil aș fi ieșit, na, mult mai ieșit, dar am mâncat și chestii mai scumpe pentru că am vrut să încerc și bucătărie tradițională. Pentru intrarea la obiective turistice am plătit aproximativ 30 de euro pentru că nu am avut de plătit mare lucru, deoarece am plătit intrarea la dom, care a fost undeva la 68-70 de lei, dacă mi-aduc aminte bine, și am mai plătit în Bergamo, în prima zi, accesul la acel muzeu și cu acea panoramă de sus, care a fost undeva la 14 euro, deci dacă mintea mea calculează cum trebuie, undeva la 30 de euro aproximativ intrările pe la obiective turistice, ceea ce na, la fel, un preț foarte mic comparativ cu Roma, unde acolo trebuie să plătești să intri absolut cam peste tot și destul de scumpe. Deci, totalul este 385 de euro cu absolut tot ce v-am spus mai devreme. Mie mi se pare un preț foarte ok pentru un city break care a cuprins 3 zile full și am văzut în fiecare zi alt oraș. Pe mine, eu mă așteptam să ne ajungă mult mai scump, dar na, foarte ok prețul, doar că na, vă dați seama, dacă mergeți probabil vara când este super high season, prețurile o să fie mult mai mari. Dar dacă mergeți în perioada de primăvară cum am fost noi, toamnă sau chiar iarnă, cred că cam astea ar fi prețurile pe
toată perioada în afară de cea de vară. Dragilor, cam asta a fost experiența mea, din nou în Italia, Milano, Como, Bergamo. Vă recomand cu drag să veniți să vizitați și voi aceste orașe. Sunt foarte faine, aveți super multe chestii de văzut, mâncarea este fantastică și pentru un preț destul de ok, aș spune eu. Sper că v-a plăcut această miniserie din Milano. Dacă da, aș aprecia foarte mult dacă ați da un like, share, subscribe, comment, whatever, nu glumesc, fiecare face ce vrea. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pentru cei care sunteți abonați la canal, vă mulțumesc și mai mult, glumesc. Și da, următoarea excursie va fi în Barcelona, în aproximativ 2 săptămâni, iar până atunci... Știți ce urmează să vă zic, nu? Hai, plimbă ursul!